Bună ziua, everybody! Sau la toată lumea, bine ați venit pe Papi. Ieri cred că am zis chicken sau alaltă, nu mai știu. Kitchen. Să știți când spun bună ziua, bonjour, etc. în diferite limbi, este pentru a ne amuza și pentru a da o tonalitate coolă, liniștită, distractivă acestor video, că nu s-a terminat și nici bine n-am început. Iertați-mi cacofonile câteodată, că mai greșesc cuvintele românești, că mai și scriu poate în anunțuri, în titlurile nu scriu corect. Bine că soția mea este lângă mine și mă corectează de fiecare dată și la orice. Asta nu e bine. Păi zic, poate oamenii le place și că nu-i bine, nu? Ca să știe de unde să învețe, să nu facă rău. Nu? Ok, astăzi fasole bătută, cum îmi vine mie ideea acum. Fasole, 3 cepe, ceprele călesc, o să pun în ele puțin sos chili picant, puțin curry, coriandru, toate astea, și o să le mixez împreună. Nimeni nu cred că a mai făcut această rețetă. Trăsnită, poate. Am făcut data trecută o ciorbă care deocamdată nu e pusă pe internet sau poate la ora când vedeți aceste clipe este deja pusă și poate și-a atras o mulțime de comentarii. Puțin îmi pasă, dar am încercat ciorba aia de năut și am mai pus și mălai peste ea și la sfârșit, bineînțeles că scumpa mea soție a zis ce asta, alături de porci? Măi, oameni buni, dacă dăm și la porci să mănânce, nu le dăm și ne gândim la ei și ne rugăm pentru sănătatea lor să ne dea carne bună, grăsime bună, ca să mâncăm de Crăciun, să facem cârnați și tochitură și tot felul de chestii. Păi și noi, dacă mâncăm și noi, ce facem? Bine, că ideea nu era că e de porci. Să seamănă, dar na, e bună totuși, gustoasă. Am greșit că e puțin iute. Din cauza la curry. Curry e puțin iute. Da, dar mai e puțin. Na. Copiii au mâncat. Eu mănânc, am mâncat. Am mâncat și soția, dar mai puțin. Ca să-mi facă plăcere. Că dacă nu trece ea din nou la bucătărie, nu vrea să mă lase la dulciuri și nici să o filmez. Asta e ce se face. Ok. Vă mulțumesc. Adică vă mulțumesc. Pauză și ne revedem. Ceapa o tăiem un pic cum vrem. Am zis că tot încep să vă arăt cum știu să tai cepele. Dar cum va fi măcinată, nu contează cum. Important e să o călim. Deci o tai cât mai repede. Vă reamintesc că în bucătăria mea se lucrează rapid. Am plăcerea și mă bucur atunci când pot să fac lucruri rapide și maximum o oră o să masa e gata, că e la prânz, că e seara, când o fi. Na, uitați, asta e felul de tăiat ceapă cum am vrut eu. Așa, și deci o să fac miște astea, filmulețe de astea. Poate când o să încep să trec în direct, când o să am 1000 de abonați, că merge, dar greușor așa. Când o să am 1000 de abonați și o să fac directul, poate o să fac o emisiune Ora Bucătarului. Ora lui Papi Chicken. Și în ora asta, să zicem, de la 6 sau de la 7 sau de la 5, mă bag și pregătesc mâncare și într-o oră totul e gata. Important este că totdeauna să avem mâncare proaspătă. Noi în fiecare zi mâncăm proaspătă. Pentru că prin rapiditatea asta și tehnicile care le fac ca să realizez această mâncare, sunt noi și îmi permite să realizez acest lucru.
Bun, hai cu ea la călit. Pauză. Ca de obicei avem pe bebele nostru la noi, deci trebuie să facem și lui ceva de haleală. Niște peștișori și cu legume proaspete și bio. Cineva a spus odată, a, dar și bio nu-s. De adevăr, nu-s 100%, dar nu-s ca celelalte. Ok, vom reveni. Uitați cum arată ceapa mea. Am pus ulei, că destul de mult, cam, cred că 100 de 10 ml. 10 ml și o să pun niște sos de ăsta chili. E puțin picant. L-am pus în paste și m-am ratat. Am ratat că au ieșit pastele picante. Deci ajunge o linguriță. Mai lăsăm 2-3 minute. După aceea mixăm totul. Și gata. Fasolea am uitat să vă spun, am scos-o din borcan, am spălat-o. Am opărit-o. Acum o pun decât în recipientul ăsta, unde o să mixez totul. Sare, n-am pus sare sau am pus, nu mă știu. Până la sfârșit. Și asta e compoziția mea pentru invenția mea culinară. Pregătim. Deci avem aici fasolica noastră peste care o să adăugăm căleala. Sincer să fiu, nici nu am mai auzit, nici nu am mai văzut așa ceva. Deci, dacă această rețetă este bună, să vă spun că am reușit-o. Scuzați cadrul. Așa. Am dat câteva picături pe lângă, dar asta este perfectas. Așa. Și acum trecem la treabă. Băgăm mixerul nostru. Trebuie să-l băgăm și în priză ca să meargă. Uitați cum a ieșit fasolea mea bătută, anu mixată. O să o vedem în mise en place după aceea. Ok?
pentru următorul pas avem nevoie de niște frigărui de dovlecei și conopidă, niște roșii tăiate în două, după aceea tăiate încă o dată în două, și niște ardei. Ok, deci n-am rețeta în cap. Imaginația vine pe moment ce avansez. Să pregătesc, fac farfuriile deja, ca să trec la dresaj, ceea ce veți vedea și voi. Ok, trecem la dresaj, ca de obicei o farfurie în mijloc. Avem aici și crud și mai cald, așa. Ia uitați, cred că ajunge. Mai punem una mai așa. Perfectă! Și în mijloc aici o să punem crema noastră de... Uite așa... Trebuia o... Ia uitați! Perfectă! Punem aici. Uite așa. Perfect. Și mai vine încă ceva pe aici. Să le tragem mai la exterior. Perfect. Hai cu următoarea. Următoarea normal e mai perfectă. Uite așa. Hop. Uite așa, hop. Și uite așa, și peste ea lingura de fasole bătută, pardon, mixată. Ok, și așteptăm felul niște cartofi rosti. Uite așa, le punem pălăria. Perfectos! Ok, următoarea, cam tot același stil. Un așa, două așa. 4 așa și gata. Vă pun în pauză. Cum am spus, o să punem și niște puțin sos așa, să creăm un stil de semnătură. Perfectos! Nu pe toate, că nu toată lumea acceptă sosul picant. Mai vedem după aceea. Dar asta deja e pe mal. Și acum partea finală.
toate voi pun niște porumb. Perfectos, gata. Filmare finală. Perfectos. Vă mulțumesc pentru atenție și să ne revedem cu alte idei pe data viitoare.